Mii de copaci sunt tăiați în localitatea Bill Gates din județul Sălaj. Localnicii susțin că împreună cu autoritățile locale au făcut toate demersurile necesare pentru a stopa acest fenomen. Au apelat la poliție și jandarmi, însă oamenii nu s-au lăsat intimidați de amenziile pe care le-au primit. Defrișările au luat amploare în ultimii 10 ani, tocmai pentru că legile sunt foarte permisibile în România. Vin oamenii daci de la satul vecin și noi nu putem să vinim în pădurea noastră, care a nostru, dacă ducem nemarcat, pe noi bagă în pușcărie. Și dacă vine vecinii, poate și tai oricât, nicio problemă, nicio amendă, nici nimic nu se dă la ei. Am fost cu domnul primar, personal a venit domnul primar acela pădure. Când a observat pe noi, a fugit. Am fugit după ei, dar nu am ajuns. Dar am știut cine-i. Și nici acum nu știu că a dat amendă la el. Nu a dat amendă, nu știu. Nu știu. Păi și în ultimii ani cât de mult s-a tăiat din această pădure? Cam 10 ani de zile că tot vin și fură peste 1000 de cioturi este și acum. Ce-au tăiat în toamna asta. În toamna asta au tăiat. Și noi nu putem opri. Am vrut și fac contract cu ocolul Silvic Șimleu și când am mers la domnul director, am spus care situația, zice că nu pot să iau în primire pădura voastră, că dacă pun acolo un pădurar, peste 2 luni în pușcărie. Că nu poate să se păzească, că vin oamenii și duce. Și noi, ca particular, nu putem duce niciun fir. De obicei, când se taie cel mai mult? Începe de la luna octombrie și până în februarie. Am apelat și la jandarmeria Zaleu, au venit, ne-a ajutat, dar au venit peste 300 de inși daci de la satul vecin și au fugit și jandarmerie și poliție. Când nu au mers la bătaia cu ei. Nu putem face nimic. Dacă nu-i lege, așteptăm să fie ceva lege care ne ajută. Cum se poate să taie? Uitați, chiar sunteți sprijinit pe unul dintre copacii care a fost tăiat. E mai bine de jumătate de metru. Este amputat. Da. Vine, eu nu spun ce nații, dar vin. Și nu joiește să se îndoie în jos, cam la 1,20 m, 1,50 m, așa taie. Ei rușine ce e la pădure. Mă aștept să vină cineva din sus, de la Parlament, să vadă ce e acela noi. Că ei trebuie să ajute și nu ajută absolut nimic. Haideți să vedem dacă măsurăm cu 1 metru ce lungime are. Să mutăm puțin crengile. Așa. Vedeți că vă ajut. Exact 1 metru. Nu mai este nimeni încolo? Nu. Nu? Noi două. Voi sunteți? Nu. Dar încolo? Încolo? Nu, au făcut pacea. Unde ai venit? Pacea. La Duleu? Nu. Aha. Aici mai ai umblat, aici jos? Nu. Nu, pacea. Da, ai văzut că acolo este să fac drumul.
N-am făcut niciodată. A? A, ce rost? Da. Facem în tinerii, pe drumul ăsta facem. De la Duleu ai venit acolo? La Duleu sus. Lângă Pășunie ai venit? Lângă Pășunie și sus. Uh-huh. Tu, când am fost atunci cu ceva, băi. Și te e în vede, am tăiat așa la... Și că sunt tăiat, mă. Da, aia cine o tăia? Te pur și eu, înainte Domnului, că n-am fost atunci, un lemn, atât adică, din pământ. Dar vreau să-i acolo. Că mă, nu. Nu. Cine pozatul? Două uscături, ce-am găsit? Faci de la telepal, pare. Ha. De trei ani. Pozării. Hai, băia. Știi? Ha? Știu, știi. Știi. Nu știi? Știu. Tu ai umblat acolo jos. Unde? Pe drum aia. Am săpat acolo la intrare. Că așa a spus că umplut înapoi gropile la aia. E părăhar, de unde nu știu eu? N-am făcut până un lucru. Nu uite mă, cine. Să mă pierd la cărță. Așa că și dumneavoastră puteți să vă uitați că nimic n-am pe aia de țară, n-am să fie bine, văd că a rămas 30 de treburile astea. Da. Da, 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 da. Mai sunt cineva aici? Să vă asigurăm și mai încă. Aia am prins, aia. Nu puteți să spunem că am venit să distrugem pădurile. Am venit să spun ce rămâne. Da, vezi că este distrus. Eu văd că este. Dar știi ce mi-am pus eu întrebarea? Că a fost poveste aici. Dar când s-a făcut treaba asta, atunci nimeni nu a luat nicio măsură. Dar am prins-o. Da? Aia ce am prins, cu primar. Am prins. Eu acum știu că poate nici eu nu fac bine. Dar totuși asta... Ai văzut că nu faci bine? Vreau să spun că asta tot nu mai crește alții bine. Aia știu, dar are gazda și gazda are nevoie și de asta, nu? S-ar putea, poate e și de la carnare cu cel ce de la vine iar... Sunt și de anul trecut aici, că m-au uscat, iar nu le duc nimeni. Știi ce? Nu știu. Noi, că ăsta aici chiar al meu. Da? Ăsta chiar al meu aici. Și eu nu viu, că dacă prinde pre mine, bagă în pușcărie. Dacă vin țiganii... Nu bagă nimeni. Nimeni. Nu este lege pentru ei. Nu este, într-adevăr. Pentru mine și pentru tine, că ești român, zis maghiar, este lege. Spun, poate dacă acum mai reclama undeva și că cât de aștept mai ce-au rămas de ei, e așa avea lege, dar el că le-o tăiat anumă n-are. Dânsii trimis de la județ. Eu înțeleg, știu că ce s-a făcut aici nu s-a făcut niciodată chiar așa. Așa ceva ce-i aici? Da, așa e. Că nu putem să spunem că tot țiganii au făcut? Nu, nu, nu. Nu, nu, nu țiganii au făcut. Sunt lucruri numai de drujbe, nu sunt numai de țigani. Drujbă. Cum tăie țiganii. Dar cu drujba am prins așa. O dus și o vândut la țigani. Și o vândut la țigani. Și țiganii vând unul la altul. Și unul la altul. Dar și... Acum sunt și între țigani care au drujbe mulți. Da, sigur că. Sunt care au drujbe mulți dintre ei.
în câți ani trebuie să crească un copac? Trebuie 10 de ani ca să crească. Asta? Da. Cel puțin 25 de ani. Cel puțin 25 de ani. Cel puțin 25 de ani. S-au mai plantat copaci în această pădure? Nu plantează nimeni. Nu plantează nimeni.